Salut și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici un token doubler. Ok, și mai avem un pest royal, misiuni cu Piper și cu B, cele două snipere pe care le avem la dispoziție. Mai sunt 11 zile din acest sezon și sper eu să strângem suficiente gemuri ca să ne putem activa Brawl Pass-ul și mă cam îndoiesc că vom reuși, dar uite, am văzut acolo un reward cu gemuri, 20 de gemuri. Da, nu e imposibil. Oricum, măcar să ajungem la bonusul de final în aceste 11 zile rămase. Bun, hai să începem misiunile. O să jucăm prima dată cu Piper. Ok, și aveam ca și misiune, aveam să distrugem 9 inamici, iar cu B să câștigăm 3 meciuri. Și hai să jucăm la Bounty, nu, că am jucat meciul trecut, episodul trecut. Să jucăm la Haste. Să jucăm la Haste niște câteva meciuri cu Piper și hai să vedem cum ne descurcăm. Am ratat acolo. Da, și nu mai știu care e abilitatea ei. Oricum, dădea ceva damage dacă nu mă înșel. Băi, și destul de greu de jucat cu Piper, cel puțin modul ăsta de joc. Nu, ăsta e bun cu gadgetul, să pui chestii să facă defense la Ok, am ieșit din nou. Oricum, vom câștiga cu siguranță meciul, dar nu e o idee bună să o folosim pe Piper în modul ăsta de joc. Așteptam să fie puțin diferit. Dar, în schimb, băi, cred că putem să jucăm cu... Dar nu, hai să ne facem întâi misiune cu Piper. Și să vedem ce ar fi cel mai bine pentru ea. Băi, hai să începem cu un duo. Duo n-am mai jucat de ceva vreme. Și da, cred că ar fi mai potrivit în duo. Haideți să luptăm câteva cutii mai întâi. Ok, mai era una pe aici pe undeva. Nu. Am pierdut amândoi acolo din păcate. Și n-am scos niciun inamic în meciul de duo. Da, e nasol că aici trebuie să dai drept la țintă. Da, mai ales că la Piper se încarcă destul de greu progresul acela de tragere. Ok, ar trebui să stau un pic mai la distanță și doar să ajut acolo. Thank you.
bun. Ok, nu... Da, câștigăm primul meci. Meci destul de greu. Hai să vedem cât progres am făcut în, în quest. Da, o singură bucată, dar merge greu cu Piper. Haideți să o folosim și pe B. Aveam și cu ea câteva misiuni. Da, o să jucăm pentru început tot un meci de duo, pe care probabil vom schimba. Uși ce... Câte... Da, nu pot să cred că am ratat acolo. Oare unde-o fi mate-ul nostru? Sau nu suntem în duo? Da, ăsta e mate-ul nostru. Și trăgeam în el. Ok, am rămas doar două echipe. Încerc să mai iau o cutie până una alta. Și vedem că sunt băgați aici în iarbă. A mai rămas unul singur, trebuie să-l găsim. Și l-avem acolo, este un Colt. Excelent! Bun, câștigăm și cu B. Acest prim meci. Avem nevoie de 3 victorii. O să jucăm 3 meciuri diferite. Hai acum să jucăm și în... am dat din nou start. Dar nu înțeleg de ce mai există butonul de exit dacă nu e utilizabil. Se duce rosa pe cutia de jos. Ok. Da, și mergem spre centru. Să vedem dacă mai e ceva de lutat. Cum trage acel Colt. Da, și nu m-aș pune cu ei momentan. Da, ne-a plecat și teammate-ul. Da, o să-l așteptăm aici. Cât pe ce era. Nu. Dar nu știu ce abilitate avea B. Și sper să rămână Rosa în viață acolo. Ok. Da, am rămas doar două echipe. Wow. Da, ne-a scos. N-avem nicio șansă. Era prea aproape și ați văzut și voi ce level avea. Ok. Bun, ultimul meci o să fie un meci solo. Hai să vedem cum ne descurcăm la solo. Era destul de grele meciurile aici. Și B nu e chiar cel mai confortabil brawler. Dar după ce strângi ceva... Și ne-a lăsat acolo să luăm noi energiu. Ok. Și ăsta e bun.
Da, cu puțin, cu puțin noroc ne descurcăm. Avem și abilitatea momentan. Băi, Bibi e foarte periculoasă. O lăsăm pentru final. Da, doar că ea dă doar de aproape. Bun, și l-avem aici pe Dynamite. Plecăm aici. Excelent. Pau, nu cred. M-am dus prea aproape de acel primul. Dar erau energiurile mele, adică nu aș vrea să le las. Bun, luăm locul 3. Eu cred că se pune ca victorie în, da, în quest-uri. Și avem primul quest complet. Hai să vedem dacă ajungem la următorul reward. Probabil că nu. Da, e destul, mai avem destul de mult până la el. 100 și ceva de token-uri necesare. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!